seara aceasta sufletele noastre s-au bucurat și s-au veselit încântându-ne acești minunați, nădăjduim, viitori slujitori ai Sfintelor Altare. An de an, ei se perfecționează, se desăvârșesc într-ale cântatului și felicităm, îi binecuvântăm și îmbrățișăm duhovnicește pe toți. Și în primul rând pe domnul profesor Malene Gheorghe, care cu timp și fără timp se străduiește să ne aducă pe altarul dragostei și al credinței noastre aceste minunate colinde românești creștinești. Dacă am fost cu luarea minte la ceea ce au cântat, nu ne-ar mai trebui niciun cuvânt de învățătură. Referitor la praznicul nașterii Mântuitorului Hristos. Pentru că atât de frumos au prezentat praznicul care urmează peste câteva zile, începând de la cosmos, Dumnezeu, Creatorul Cerului și al Pământului, l-a trimis pe unicul Său Fiu în lume să se nască, să crească și pe noi să ne mântuiască prin lucrarea Duhului Sfânt. Cine a participat reprezentant al cosmosului la nașterea lui Dumnezeu pe pământ? În primul rând a participat steaua. Steaua de la răsărit a mers și a călăuzit păstorii, a călăuzit magii și a călăuzit credinciosul bun acolo unde este Dumnezeu, născut în peștera din Betleemul Galilei. Iubiți credincioși, referitor la steaua de la răsărit, noi ne întâlnim cu ea în fiecare sfântă și dumnezeiască liturghie. Nu știu câți dintre frățiile voastre știți, dar preotul care săvârșește proscomidia, adică pregătește Sfânta Cuminecătură la proscomidiar, când pune Sfântul Agneț și celelalte pe Sfântul Disc, spune o rugăciune atât de frumoasă de la psalmistul David și mărturisită de către Isaia, prorocul, zicând: și venind steaua a stătut deasupra unde era pruncul. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți, să ne dăruiască har peste har și, în primul rând, dragoste și iubire creștinească față de Sfânta Biserică și față de noi toți întreolată. Îi felicităm și binecuvântăm de acești tineri seminariști care ne-au încântat în seara aceasta și ne-au urcat până la Betleemul din Iezlea